La Castelul Mare adunare artistică. Castelul din Briar, Franța, de numele căruia sunt legate ultimele zile ale conducătorului Napoleon, a devenit reședință artistică. În salonul locuit altădată de împărat, astăzi se reunesc pictori români. Artiștii plastici Carmen Crețu Iacob, Mirela Iordache și Marian Condruz au fost invitați să creeze în acest spațiu magnific timp de o lună de membrii Asociației Culturale Internaționale Soleil de l'Est. În 1994, soții Mihai și Mariana Gavaza, care trăiesc în Franța, au înființat Asociația Soarele Estului. Astfel, și-au propus și au reușit până acum să aducă în fața publicului francez pictori valoroși din Europa răsăritană, mai ales din România. Au organizat expoziții în Paris, La Rochelle sau La Lavolon. Printre plasticienii care au expus deja în Franța, grație Asociației Soleil de l'Est, se numără Corneliu Vasilescu, Ion Grigore, Ana Ruxandra Ilfoveanu sau Angela Tomaselli. Din 2006, reprezentanții asociației au început să organizeze anual tabere de creație pe Valea Loarei, în orășelul Briar-le-Canal, în castelul de Trus-Barier. Pe toată durata lunii iunie, pictorii Carmen Crețu Iacob, Mirela Iordache și Marian Condruz au colorat soarele estului după pofta inimii. Cromatica s-a pus mult mai bine în cheie, cât și compoziția. Am reușit să-mi finalizez, să-mi duc la bun sfârșit ideile în privința a ceea ce fac eu și abordez în maniera mea arta rupestră, primitivă, cu valențe în arta modernă, actuală. Ce lucrări ați creat în Franța? Producția mea plastică în Franța, la Briar, se concretizează prin 11 lucrări, toate ulei pe pânză, făcute pe o gramatică veche, care prezintă compoziții cu personaje. În timpul șederii, cei trei pictori români și-au descoperit valențele artistice comune. Au hotărât așadar să pună bazele unui grup artistic pe care l-au numit Joben. Reprezentanții Asociației Culturale Internaționale Soleil de l'Est vor edita un catalog al lucrărilor realizate de pictorii prezenți între 2008 și 2010 în Franța. În 2 septembrie se va deschide o expoziție de grup în Provence, în care pictorii români Cristian Paraschiv, Condruz Marian, Dorin Baba, Nicolae Iorga și Carmen Crețu își vor prezenta tablourile. Despre o lună de inspirație plastică la Castel ne vorbește în minutele următoare invitata jurnalului din această seară. Este vorba despre artista Carmen Crețu Iacob. Bună seara, bine ați venit! Bună seara la toată lumea și mulțumesc de invitație! Cum să nu, iată, cu cineva care merge să vadă Franța dintr-un castel atât de important pentru istoria lor și nu numai, și pentru inspirație plastică, oricând se poate povesti. Așadar, iată un moment prietnic să ne spuneți cum ați ajuns în această rezidență. În această postură de creator în Franța, că și în România pot să fac creație, este foarte adevărat, am ajuns prin Asociația Soleil de l'Est, care este prezidată de domnul Gavaza și soția sa, Mariana Gavaza, doi oameni sufletici, doi români cu suflet foarte mare. Ce fel de profil au aceste persoane? Sunt doi români care iubesc arta și dintr-o dată iubesc arta, pur și vor simplu, să sprijine artiștii plastici. Pur și simplu iubesc arta. Într-atât de tare o iubesc că această asociație a început de fapt în casa lor. Neavând un spațiu unde să se expună, unde să adune artiști români, au început în casa lor. Ei trăiesc în Tur, într-un oraș cam tot pe Valea Loarei, unde noi am fost plimbați și răsfățați, cum s-ar spune. Și așa, din aproape în aproape, au început să aibă legături cu patronate franțuzești, care pentru propulsarea artei românești, în general a picturii, pentru că neavând spații pentru sculptură, sunt sigură că și sculptura ar fi avut mare audiențe și foarte mare susținere în Franța, dar neavând acest spațiu, ei se axează mai mult pe pictură. Cum au ajuns, iată, cei trei artiști pe care i-am prezentat și mai devreme, dintre ei faceți parte și dumneavoastră, cum ați ajuns să fiți invitați, iată, la acest castel? E și nu e foarte greu. Pentru mine, în general, nu a fost foarte greu, pentru că eu am la activul meu cam vreo 16 expoziții personale și în țară și în străinătate.
Important e să ai pe cineva care pariază pe tine. Dintre cei mari, dacă pot să spun așa, dintre mari artiști. Eu am avut acest noroc din partea unui mare artist român în Franța, în Paris, domnul Cristian Paraschiv, unul dintre marii artiști care au plecat înainte de 90 și a pariat pe mine, pur și simplu. Iar la această asociație nu trebuia decât să trimit niște cataloage și ceea ce fac eu și un curriculum vitae. Iar aprecierea urma să vină, ceea ce s-a și întâmplat în cele din urmă. Ce a presupus această rezidență a dumneavoastră? Iată, o lună de zile în Paris, în Franța, într-un castel important, așa am aflat, documentându-mă despre acest loc, inspirată, iată, de soarele Franței. Da, acest castel e sub umbra lui Napoleon, așa se spune, pentru că el acolo a trăit o noapte. Și la un moment dat chiar aveam impresia că îl și simt prin castel. Bine, asta este o imaginație artistică din partea unui plastician. Poate altcineva n-ar fi avut asemenea revelație. Dar eu chiar mă și gândeam la un moment dat în camera în care stăteam și mi-a făcut și atelierul în acea cameră, că poate chiar acolo a și dormit Napoleon. Și a spus, domnule, dacă Napoleon a fost aici și e foarte tare, eu de ce să nu fiu? Și atunci a început revelația și liniștea. Adevărul e că acolo am avut foarte multă tihnă și liniște. Departe de facturi, departe de vâltoarea asta din România, acolo un oraș foarte liniștit și tihnit. Iar în cele din urmă, o rezidență asta presupune să oferi artistului invitat tot ceea ce își dorește doar pentru a crea. Ce fel de artă ați creat acolo? M-am exprimat pe mine, pur și simplu. Tot ce am avut eu mai bun, poate mai bun, poate și peste ani de zile o să dau și mai bun, tot timpul așa, un artist așa spune, nu sunt mulțumit de ziua de astăzi, și pe mine sau răz, pe mine voi da mai bun. Dar eu atunci am crezut că, fiind un om liber, tihnit și liniștit, că așa, acel oraș fiind un oraș mic, liniștit și exact, special făcut pentru o rezidență de experiment plastic, am dat tot ce am crezut eu din mine. M-am întrecut cu mine chiar. Prin culoare, prin compoziție, prin... nu ca să arăt Franța că noi venim pur și simplu exuberanți în acolo. Nu, pur și simplu am stat cu mine personal. Ceea ce rezultă în cele din urmă, poate în cele mai bune lucrări, cum spuneați mai devreme, acolo s-a întâmplat și un lucru important pentru dumneavoastră, s-a coagulat un grup. Ce fel de valori v-au adus la oaltă, sub același joben, pe dumneavoastră și ceilalți doi plasticieni? Întâmplare, pur și simplu. S-a întâmplat că noi ne-am adunat, de fapt, am fost trei pictori în tot castelul. Vă dați seama, să stai într-un castel, trei persoane. Adică nici în viselor noastre cred că nu s-a întâmplat să gândim chestia asta, că noi vom sta într-un castel cu să vă spun cu amploare, cu totul era exuberant, totul era liniștitor și noi stăteam adunați toți trei în trei ateliere, pur și simplu. Trei artiști cu vederi absolut diferite, dar total și pur și simplu diferite. Știți care era cea mai mare plăcere a noastră, de altfel? Să ne împărtășim părerile unul despre altul seara. Eu aveam chiar îndrăzneala să întreb colegul meu, care e suprarealist în general, ce părere are de ce am făcut eu astăzi. El pe mine, adică era o combinație foarte fericită, ne-am împăcat extraordinar de tare. Condiții prielnice pentru comunicare între artiști. Cine să vă întreb pe ultimele secunde care ne-au rămas, dacă la București vă lipsesc aceste condiții, condițiile rezidenței artistice și a grupului care comunică. Da, la București îmi lipsesc. E vina sau nu e vina a mea sau al colegilor mei? Aici se întâmplă lucruri mult mai, cum să vă spun eu ție, mult mai comerciale, pot să vă spun. Hai să spun așa, mai de acasă venind. Toată lumea se gândește cum să propulseze. Nimeni cu nimeni nu comunică.
toți se gândesc cum să meargă ei mai departe. Adică nu există aceste întâlniri, ceea ce este foarte grav. Foarte grav, din păcate, da. Că și timpul nostru da. A expirat. Poate altă dată o conversație pe larg despre ceea ce înseamnă da. Situația artiștilor plastici din România. Da. Vă mulțumesc că ați fost alături de noi și ați împărtășit aceste impresii. Și eu vă mulțumesc din suflet. Sănătate! Doamnelor și domnilor!